Doi tineri din Anglia au avut nevoie de intervenția polițiștilor după ce s-au răsturnat cu mașina în timp ce făceau dragoste. I-au atins frâna de mână autoturismului. Incidentul s-a petrecut în apropiere de orașul Derby. Tinerii se aflau într-un autoturism Toyota Yaris și au început să întrețină relații intime. Din păcate, unul dintre tineri ar fi lovit din greșeală frâna de mână, iar aceasta s-ar fi dezactivat și mașina ar fi luat-o la vale până când s-a răsturnat într-o parte. Tinerii au rămas blocați în mașină, astfel că s-au văzut puși în situația de a solicita ajutorul polițiștilor. Oamenii legii au intervenit prompt și au scos pe cei doi din autoturism. Internauții s-au amuzat de pățania cuplului, unul dintre ei spunând că în momentul în care recomanzi o altă poziție de a face sex, nu te gândești tocmai la așa ceva.